Bună seara, dragii mei, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cronici Astrale la Tele7 ABC. Eu sunt astrolog Alina Domnișor și în această filmare vă voi prezenta ce ne aduce săptămâna 20-26 februarie din punct de vedere astral, atât aspecte generale cât și pentru fiecare nativ în parte. Înainte de a trece la aceste previziuni, aș vrea ca în prima parte a acestei ediții să vă vorbesc pe scurt despre conceptele de bază ale celor patru elemente din astrologia vestică, și anume focul, pământul, aerul și apa, și cum se manifestă ele prin intermediul celor 12 semne zodiacale. Aceste elemente descriu procesele fundamentale care au loc în natură și care stau la baza întregului univers. Să nu confundăm aceste elemente cu cele 5 elemente din astrologia chineză, și anume lemnul, focul, pământul, metalul și apa. Pe acestea aș vrea să le abordez într-o altă ediție a emisiunii Cronici Astrale. Însă, aceste două principii ale astrologiei vestice cu cele astrologiei chineze se completează și pot oferi perspective diferite asupra întregii creații. În primul rând, aceste elemente din astrologia vestică sunt împărțite în două categorii: focul și aerul, care sunt principii active și exprimă masculinitatea yang, iar pământul și apa, care sunt principii pasive și exprimă feminitatea yin. Prin urmare, fiecare semn zodiacal se asociază cu unul dintre cele patru elemente. Haideți să vedem pe rând ce înseamnă aceste elemente și ce caracteristici aduc ele fiecărui nativ în parte. În primul rând, elementul foc. În astrologie este asociat cu calitățile soarelui, care reprezintă viața, căldura și iluminarea. Acest element este considerat ca fiind vital pentru creșterea și transformarea personală și este asociat adesea cu sentimente de curaj, independență și creativitate. Este o energie care poate distruge, dar care poate oferi în același timp și protecție. Semnele asociate acestui element sunt berbec, leu și săgetător. Persoanele născute sub influența acestor semne au calități precum pasiunea, încrederea și entuziasmul. Au un impuls natural de a fi hotărâte, creative și spontane. Sunt entuziasmate de viață și îmbrățișează mereu noi experiențe, fiind lideri înnăscuți. Pun mare accent pe acțiune, dinamism și forța lor interioară. Au o carismă naturală și o strălucire deosebită care îi atrag pe ceilalți într-un mod natural la ei. Au dorințe foarte mari pe care le urmăresc printr-o voință de neoprit, însă dacă aceste dorințe nu sunt îndeplinite conform planului, se pot lupta cu controlul emoțional, devenind astfel irascibili și foarte impulsivi. Au nevoie de multă răbdare și compasiune pentru a-și tempera aceste tendințe. Sunt oameni înflăcărați, care preiau mereu inițiativa și acceptă cu mare greutate că nu toate războaiele trebuie câștigate. Tind să devină agresivi și uneori pot încerca să-și atingă obiectivele cu forța. Ajung de cele mai multe ori să-i domine pe ceilalți prin originalitate, gândire inteligentă, dar și prin manipulare. Iau decizii de moment fără a planifica înainte modul de acțiune. Prin urmare, ei funcționează foarte bine sub presiune. Nu au răbdare și mereu se aruncă înainte cu hotărâre, astfel ei devenind foarte competitivi. Abundența elementului foc într-o astrogramă poate sugera că persoana devine nerăbdătoare și extrem de impulsivă. De asemenea, absența elementului foc într-o astrogramă poate indica o persoană care îi lipsește pofta de viață sau găsește cu greu resursele de motivație și inspirație. Pot deveni chiar apatici și fără chef de viață.
În plan afectiv, relațiile lor sunt intense, pasionale, dar și pline de surprize. Oferă mult în dragoste, dar așteaptă și mai mult de la partenerii lor. Așteaptă iubire și dăruire necondiționată. În plan profesional, sunt ambițioși și vor să ajungă cât mai sus în ierarhie pentru a fi apreciați la adevărata lor valoare. Să trecem la cel de-al doilea element și anume aerul, care în astrologie este asociat cu calitățile planetei Mercur, care permite schimbul și transferul de informații și energie între celelalte semne, între celelalte elemente. Acest element este asociat cu planul mental, cu modul nostru de a gândi și a comunica și, în ultimul rând, cu mișcarea. Semnele asociate elementului aer sunt gemeni, balanță și vărsător. Persoanele născute sub influența acestor semne au o natură intelectuală și comunicativă, fiind capabile să-și exprime gândurile și ideile. Sunt adesea văzute ca fiind curioase, pentru că mereu le place să exploreze idei și cunoștințe noi. Urmăresc întotdeauna mai multe scopuri și planuri de acțiune, de aceea nu reușesc să pună întotdeauna totul în practică. Sau spun anumite lucruri și nu reușesc să îndeplinească ce au spus. Și adesea pot fi văzute ca niște persoane care pot promite mai mult decât pot face. Semnele de aer sunt cunoscute și pentru natura lor socială și armonioasă, căutând mereu echilibru și corectitudinea în relațiile și interacțiunile cu ceilalți. Pot schimba ușor locul sau anturajul, pot renunța la anumiți oameni din viața lor, dar nu renunță niciodată la valorile lor fundamentale și la obiectivele supreme de viață. Privesc lucrurile într-un mod detașat și au tendința de a face mai multe lucruri în același timp. Abundența elementului aer într-o astrogramă poate sugera că persoana devine prea logică și adaptabilă, dar poate indica și o lipsă de profunzime emoțională și inconsecvență. Uneori se pierd în idei, mintea lor fiind ca un vulcan de gânduri pregătite mereu să erupă. De asemenea, absența elementului aer într-o astrogramă poate indica o persoană care se luptă să comunice pentru a fi înțeleasă. În plan afectiv, atrag parteneri de viață prin arta conversației și prin ideile lor originale și inteligente. Știu să se facă plăcuți în orice mediu și atrag atenția celorlalți. Pentru a menține o relație pe termen lung, este necesar să învețe profunzimea. În plan profesional, știu să privească proiectele pe ansamblu și au o răbdare infinită până când se creează contextul necesar ca ideile lor să poată fi puse în practică. Elementul pământ este asociat cu calitățile planetei Saturn, care reprezintă manifestarea energiei sub formă de materie. În astrologie, elementul pământ este asociat cu stabilitatea, caracterul practic și ancorarea în realitate. Semnele asociate elementului pământ sunt Taur, Fecioară și Capricorn. Persoanele născute sub influența acestor semne sunt considerate a fi raționale, practice, de încredere, dar și extrem de încăpățânate. Acești oameni sunt buni planificatori și au strategii foarte bine puse la punct. Sunt adesea văzuți ca muncitori, responsabili și plini de resurse, având o legătură foarte mare cu lumea fizică și cu bunurile materiale. Oferă stabilitate și securitate, dar în același timp pot fi destul de rezistenți la schimbare. Ei au o frică nativă de schimbare și orice ieșire din zona de confort îi destabilizează, confortul putând fi uneori un viciu care știu prea bine că le face rău. Nu sunt foarte creativi, iar securitatea materială sau emoțională este esențială pentru ei. Au nevoie uneori de șocuri pentru a ieși din anumite situații de viață care nu le mai sunt benefice și care chiar pot deveni toxice la un moment dat. Se atașează ușor de oameni, de idei, de principii, de concepții sau de locul de muncă.
și au nevoie ca rutina vieții să fie mereu constantă. Sunt teritoriali și nu suportă concurența. Se pregătesc mereu dinainte în orice situație și dau dovadă de multă răbdare și tact. Au nevoie de un loc în care să se simtă în siguranță, de unde să-și clădească un confort care să crească foarte mult. Locul acesta putând fi jobul pe care erau, o relație sau chiar casa unde locuiesc. Abundența elementului pământ într-o diagramă poate sugera că persoana este de încredere și muncitoare, dar poate indica și o lipsă de flexibilitate și o tendință de a fi prea atașată de posesiunile materiale. De asemenea, absența elementului pământ poate indica pentru cineva faptul că are probleme legate atât de stabilitate cât și de responsabilitate. În plan afectiv, orice drum care nu se desfășoară conform așteptărilor sau care nu se desfășoară linear, îi destabilizează. De obicei se angajează în relații lungi și chiar dacă acestea nu funcționează, le este greu să preia inițiativa și să producă ei ruptura. Dacă partenerul are succes într-un anumit domeniu mai mult decât ei, se pot simți inferiori. În plan profesional, sunt raționali și foarte bine organizați. Sunt atrași de științe exacte și de meseriile practice. Pot fi meșteșugari și ingineri foarte buni, dar cel mai bine li se potrivesc meseriile care au legătură cu ordinea și disciplina. Și acum să trecem și la ultimul element, apa, în astrologie, care este asociată cu calitățile lunii, care reprezintă emoțiile, intuiția, securitatea emoțională, protecția și sensibilitatea, dar și înțelepciunea. Apa indică toate acele procese care hrănesc și fac lucrurile să crească și să se dezvolte. Viața apare acolo unde este prezent elementul apă. Semnele asociate elementului apă sunt rac, scorpion și pești. Persoanele născute sub influența acestor semne pot fi considerate intuitive, imaginative și deschise la stimuli paranormali. Acești oameni sunt adesea văzuți ca fiind plini de compasiune și cu o legătură profundă cu lumea sentimentelor și a emoțiilor. Însă pot deveni defensiv deoarece au o frică de a nu se pierde, de a nu se dizolva pe ei înșiși. Dacă au ceva de obținut și nu se simt amenințați, devin flexibili și se adaptează, însă doar dacă este interesul lor. Să nu uităm că au cea mai bogată agresivitate dintre toate semnele, fiind permanent în gardă și gata să lupte. Atrag multe rivalități și contestă orice acuzație la adresa lor. Preferă mai mult să provoace decât să atace. Pot trăi simultan mai multe vieți, având permanent cel puțin o lume paralelă în care evadează din realitate prin imaginație. Spațiul personal este un loc sacru, un loc în care nu are acces oricine și se expun doar dacă aleg să fac acest lucru. Într-o hartă astrologică, abundența elementului apă poate sugera o tendință de a fi prea emoțional, inconstant și chiar de a avea probleme mentale. De asemenea, absența apei poate indica pe cineva care nu se poate exprima emoțional și afectiv, având reacții verbale sau fizice foarte prompte. În plan afectiv, trăiesc un tumult interior al emoțiilor. Tocmai de aceea devin misterioși și secretoși. Se atașează foarte greu de cineva și creează iluzii și așteptări conform propriilor dorințe. De asemenea, au tendința să creeze pasiuni intense, drame și obsesii și pot deveni chiar foarte geloși. În plan profesional, se pot adapta cu ușurință medii creative, însă urmăresc cu atenție parteneriatele din care obțin securitate materială. Așadar, într-o hartă astrologică, aceste patru elemente sunt prezentate mai mult sau mai puțin echilibrat, însă atunci când un element este în abundență, își manifestă predominant însușirile specifice acelui element, lăsând parcă un gol și un teritoriu neexplorat în noi înșine de către celelalte elemente.
Atât abundența cât și deficitul acestor elemente pot produce provocări în viața de zi cu zi, în plan emoțional, mental și chiar în planul sănătății. De exemplu, sunt persoane care îmi spun: eu sunt în zodia berbec, însă nu mă regăsesc în totalitate în această descriere. Este și normal să fie așa, pentru că atunci când spunem că suntem născuți într-o anumită zodie, înseamnă că doar soarele este poziționat în semnul respectiv. Într-o hartă astrologică contează foarte mult poziția lunii, ascendentul, dar și celelalte planete, care bineînțeles pot fi poziționate în diferite semne, de foc, de pământ, de aer sau de apă. Însă, identificarea acestor elemente din harta noastră natală și ulterior munca noastră proprie pentru echilibrarea lor ne poate îmbunătăți viața semnificativ. Pentru că tot am vorbit de elemente, haideți să vedem cum se îmbină energia lor în atmosfera astrală a săptămânii 20-26 februarie. În primul rând, ne începem săptămâna pe data de 20 februarie cu fenomenul de lună nouă în zodia Pești. Când luna nouă este în Pești, energiile și temele asociate cu acest semn pot veni în prim plan în viețile noastre. Peștii sunt un semn de apă, asociat cu emoții, intuiție, creativitate, dar și spiritualitate. În acest timp ne putem simți în ton cu eul nostru interior și mai deschis să explorăm laturile spirituale ale vieții. Energia peștilor ne aduce vindecare, dar în același timp ne aduce și renunțare. Este un moment în care fiecare trebuie să aibă încredere în drumul vieții sale. Al doilea element al acestei săptămâni, care are loc tot pe data de 20 februarie, este marcat de intrarea planetei Venus în zodia berbec. Acest tranzit ne aduce o energie îndrăzneață, ne face să fim mai spontani, mai sinceri și mai direcți. De asemenea, ne face să fim mai hotărâți și să ne asumăm mai multe riscuri în sectorul de viață pe care îl tranzitează. Pentru că Venus guvernează atât relațiile cât și partea financiară, este un moment benefic de a prelua controlul în aceste sectoare de viață, însă este important să nu devenim prea impulsivi și insensibili la sentimentele celorlalți. Al treilea eveniment al acestei săptămâni se află tot în zodia Pești, unde pe data de 20 februarie va intra Soarele și care împreună cu Luna ne vor aduce o energie intuitivă. Este un moment bun pentru a ne folosi intuiția și imaginația, însă nu trebuie să devenim pasivi și să ne lăsăm invadați de emoții care să ne copleșească. Al patrulea eveniment al acestei săptămâni este dat de conjuncția dintre Jupiter și Chiron în semnul berbecului, care ne va amplifica emoțiile și stările de orice fel. Jupiter este asociat cu expansiunea, creșterea și abundența, în timp ce Chiron este asociat cu vindecarea și creșterea prin durere. Când se întâlnesc, ele pot aduce o oportunitate puternică de creștere, dar și de vindecare și multe momente de conștientizare. Al cincilea eveniment al acestei săptămâni este trigonul format între Mercur și Marte, care va fi activ în perioada 19-27 februarie și care se va forma la grad perfect undeva în data de 22 februarie. Acest aspect ne va aduce capacitatea de a comunica într-un mod eficient și asertiv. Cu Marte în Gemeni și Mercur în Vărsător, ambele în semne de aer, putem exprima mult mai clar ceea ce simțim. Este un moment benefic pentru a învăța lucruri noi și pentru a găsi soluții inovatoare în problemele noastre de fiecare zi. Al cincilea eveniment al acestei săptămâni este careul dintre Mercur și Uranus, care poate produce evenimente sau experiențe neașteptate sau cu potențial stresant. Mercur este asociat cu comunicarea, procesele mentale și transportul, în timp ce Uranus este asociat cu inovația, schimbarea, dar și cu imprevizibilitatea.
Când aceste două planete se află în tensiune, ele pot crea un sentiment de instabilitate, provocând schimbări neașteptate în viețile noastre sau senzația că suntem atrași în direcții diferite. În această săptămână ar fi bine să rămânem cât mai flexibili pentru a nu simți această energie ca pe o forță. Și ultimul eveniment al acestei săptămâni va fi dat de Mercur în careu cu nodul nord, care poate indica o provocare în a ne alinia gândurile și stilul de comunicare cu scopul și destinul vieții. S-ar putea să întâmpinăm dificultăți în a rămâne concentrați pe obiectivele noastre și în a ne găsi direcția de viață. De asemenea, putem avea tendința de a supraanaliza lucrurile, ceea ce poate crea confuzie și indecizie. Numai învățând să comunicăm mai eficient și aliniindu-ne gândurile cu aspirațiile, putem să ne folosim darurile naturale și să ne apropiem de împlinirea destinului. Înainte de a trece la previziunile pentru fiecare nativ în parte, aș mai adăuga și câteva cuvinte despre Saturn, care se află la ultimele grade în Vărsător, și fiecare zi a lunii este din ce în ce mai importantă pentru că ne dă un ultimatum să ne așezăm cu claritate lucrurile din sectorul de viață pe care acesta îl tranzitează. Și acum să vedem ce ne aduce săptămâna 20-26 februarie pentru fiecare nativ în parte. Să începem cu zodia Berbec. Pentru cei care s-au născut în zodia Berbec, săptămâna 20-26 februarie aduce o perioadă de revizuire și pregătire pentru ce va urma în luna martie. Și când spun asta, mă refer mai mult la aspectele pozitive care vor urma în viața nativilor. Săptămâna aceasta începe cu vești bune pentru voi, deoarece Venus va intra pe data de 20 februarie în zodia voastră și va tranzita casa 1. O casă care definește modul de acțiune al persoanei, modalitatea prin care aceasta își canalizează energia și de asemenea are o mare influență asupra aspectului fizic. Tot aici se află și Jupiter, încă din luna decembrie, și astfel veți avea două planete benefice în semnul vostru, care vă vor îndemna la schimbare. Acest aspect se întâmplă odată la 12 ani și marchează o perioadă norocoasă care trebuie valorificată la nivel maxim de potențial. Într-adevăr, Jupiter a trecut și anul trecut prin semnul vostru, însă nu s-a întâlnit cu Venus. Conjunctura va fi benefică pentru noi începuturi și pentru noi relații. Prin urmare, concentrați-vă asupra îngrijirii personale și găsiți modalități pentru a vă îmbunătăți stima de sine. Cu toate acestea, este important să rețineți că acest tranzit poate aduce și provocări în relații. Rețeta perfectă a acestei perioade este echilibrul între a fi sincer cu tine și a fi atent față de ceilalți. În plan profesional, ideile pe care le aveți vor fi remarcate de către superiori și este posibil ca majoritatea să ajungă să fie puse în practică. Alți nativi pot promova pe anumite posturi mai înalte, iar alții au acum ocazia de a intra în parteneriate avantajoase. Însă, este necesar să țineți cont în egală măsură atât de interesul vostru cât și de interesul colaboratorilor. Tot în aceste zile este bine să vă consolidați parteneriatele și să mențineți relațiile de colaborare, să nu vă lăsați prinși în anumite reacții necontrolate sau reacții impulsive, astfel încât impresia pe care ați creat-o în prima parte a lunii în sectorul profesional să aibă acum de suferit. Încercați să fiți cât mai flexibili și acceptați negocieri. Nu faceți afirmații care pot fi percepute ca fiind agresive, pentru că riscați să declanșați anumite conflicte care nu vor fi benefice în viața voastră. De asemenea, Venus, guvernatoarea casei banilor munciți, va tranzita casa a 12-a până în data de 20 februarie, marcând o perioadă în care era bine să faceți un plan
sau un bilanț asupra bugetului pe care îl aveți. Dacă n-ați reușit să faceți acest lucru până acum, mai aveți timp să vă gândiți și în această săptămână cum ați putea să vă revizuiți bugetul, deoarece în jurul datei de 21 februarie aveți tendința să faceți anumite investiții neinspirate. Din punct de vedere sentimental, până în 20 februarie, ați avut timp să vă revizuiți atitudinea față de partener, întrucât Venus, guvernatoarea casei relațiilor, a format un careu cu Marte, guvernatorul vostru, care, prin urmare, probabil în anumite cupluri a adus tensiuni, însă de la jumătatea acestei săptămâni, cei care sunteți încă în relația de cuplu, este posibil să aveți parte de îmbunătățiri în acest sector de viață. Pentru cei singuri care au trecut prin stări de nesiguranță sau prin stări de îndoială, că nu mai apare nimeni în viața lor, n-au mai văzut pe nimeni la orizont, începând cu data de 20 februarie, aveți șansa să intrați într-o perioadă astrală mult mai bună, care să vă aducă noi începuturi. Acest tranzit al lui Venus vă ajută să fiți remarcați de potențial parteneri. Din punct de vedere emoțional, fenomenul de lună nouă din data de 20 februarie se va forma la voi în casa a 12-a în zodia Pești, care poate indica un moment de introspecție profundă, dar și de reînnoire spirituală. Casa a 12-a este asociată cu subconștientul, spiritualitatea și necunoscutul. Peștii sunt de asemenea un semn extrem de intuitiv și plin de compasiune, cunoscut pentru empatie și pentru sensibilitate. În acest interval de timp s-ar putea să vă simțiți mai introspectiv și s-ar putea să fiți atrași de explorarea gândurilor și sentimentelor cele mai profunde. Cu toate acestea, luna nouă din casa a 12-a poate aduce și temeri inconștiente, anxietate, dar și nesiguranță. Este important să fiți atent la aceste emoții negative și să încercați să le rezolvați într-un mod pozitiv și constructiv. În concluzie, luna nouă în casa a 12-a din zodia Pești este un timp de creștere spirituală, descoperire de sine, dar și de reflecție interioară. În sectorul sănătății, dacă aveți anumite afecțiuni mai vechi, consultați un specialist în domeniu pentru a nu se croniciza. Dacă se recomandă tratament de lungă durată sau investigații mai amănunțite, nu vă îngrijorați pentru că astrele vă susțin în refacerea rapidă a organismului. Pentru cei care s-au născut în zodia Taur, săptămâna 20-26 februarie le aducem prin plan sectorul carierei. În această săptămână aș putea spune că dacă veți fi mai flexibili, veți descoperi că aveți mai multe oportunități. Este posibil să fiți într-o perioadă de construcție în care lucrurile se desfășoară pas cu pas în viața voastră. Fenomenul de lună nouă din data de 20 februarie are loc la voi în casa 11-a și semnifică o perioadă de începuturi în zona activităților de grup. În acest interval de timp este posibil să simțiți o dorință sporită de a vă conecta cu ceilalți și de a construi relații semnificative în viața voastră. De asemenea, vă puteți simți inspirați să vă implicați în inițiative ale comunității sau să vă alăturați unui nou grup sau organizație care se aliniază cu valorile și interesele voastre. Acesta este un moment pozitiv pentru crearea de noi relații care vă pot ajuta să vă atingeți obiectivele și visele. De asemenea, puteți descoperi că atrageți noi prieteni care vă împărtășesc interesele și care vă susțin eforturile. În general, o lună nouă în casa 11-a sugerează că aveți oportunitatea de a construi conexiuni puternice, care vă pot aduce fericire, împlinire și sprijin pe măsură. Pe măsură ce avansați în drumul vostru prin viață. În planul carierei,
Aș putea spune că luna aceasta este activitate intensă, deoarece soarele a traversat acest sector până în data de 19 februarie, iar în intervalul 15-17 februarie a făcut și o conjuncție cu Saturn. De asemenea, tot în acest sector se află și Mercur încă din data de 11 februarie, iar toată această conjunctură astrală se va face resimțită și pe parcursul acestei săptămâni și ne arată că aveți șanse mari să fiți răsplătiți pentru munca depusă în ultima perioadă și aveți așa senzația pentru prima dată după foarte mult timp că sunteți apreciați la adevărata valoare. Poate că acum simțiți mai multă stabilitate în plan profesional și puteți face planuri de viitor pe o bază mult mai solidă decât cea care a fost în perioada anterioară. De asemenea, aceste aspecte vă susțin să vă consolidați reputația, mai ales dacă aveți vechime în domeniul în care activați. Săptămâna aceasta, având în vedere că nu există nicio retrogradare, iar pentru unii nativi, Uranus, de la voi din semn, v-a ajutat să vedeți un drum, acum nu mai aveți scuze să mai rămâneți în anumite blocaje. Stagnarea pentru voi începe să se termine. Este posibil să vedeți anumite perspective, chiar dacă la acest moment nu sunt foarte bine conturate. În zona financiară, stă de ceva timp Marte, care și-a reluat mersul direct încă din luna ianuarie și care în data de 22 februarie va face un trigon cu Mercur din Vărsător, din casa carierei, astfel încât munca voastră deja prestată ar trebui să dea roade, să primiți resursele financiare de care aveți nevoie. În plan sentimental, nu este o activitate atât de intensă, însă planeta Uranus, care este de ceva vreme în sectorul vostru, poate va ajuta să vă reconfigurați destinul și să priviți viața dintr-o altă perspectivă. Poate nu v-a fost ușor, însă până în luna iulie, când nodul nord va părăsi zodia voastră, mai aveți timp să vă echilibrați și să evoluați. Aveți șansa să vă gândiți ce trebuie să faceți pentru a vă simți cu adevărat împliniți. Aceste aspecte vă vor ajuta să vă îmbunătățiți și relația cu partenerul. Este posibil să fie o perioadă în care priviți viața diferit față de partener, însă chiar și așa nu încercați să vă neglijați partenerul. Exprimați-vă iubirea, încercați să-i arătați sentimentele, deoarece iubirea pentru voi se manifestă mai mult în plan logic sau rațional. Discuțiile serioase vă vor scoate din anumite blocaje, deoarece este o perioadă de așezare a lucrurilor. Iar pentru unii nativi care sunt singuri, este posibil să întâlniți pe cineva care să vă facă să priviți viața dintr-o altă perspectivă. Însă nu vă grăbiți și alocați-vă timp suficient pentru a vă cunoaște. Aș vrea să punctez și tranzitul planetei Venus, guvernatoarea Taurului, care, începând cu data de 20 februarie, va tranzita casa a 12-a. O casă a misterului, a emoțiilor, a lucrurilor subconștiente, însă această conjunctură vă va ajuta să vă puneți în legătură cu cea mai subtilă dimensiune a vieții voastre. Începând cu această săptămână, ar fi bine să vă preocupați mai mult de stările sufletești și să vă îndreptați atenția asupra modului în care vă raportați la spiritualitate. Totuși, este bine să nu vă izolați de ceilalți pentru a nu intra în stări de melancolie sau tristețe. Din punct de vedere al sănătății fizice, este necesar să luați în considerare orice simptom cât de mic pe care îl aveți sau pe care corpul vi-l semnalează. Gemeni. Pentru cei care s-au născut în zodia Gemeni, săptămâna 20-26 februarie le aduce mai multă mulțumire și împlinire sufletească. Este o perioadă în care doriți să ieșiți în față. O perioadă care vă va pune în lumină multe, multe calități, atât în plan sentimental, cât și în planul carierei. Marte, în casa întâi, vă stimulează foarte mult și vă aduce informații utile de care aveți nevoie în această perioadă.
Poate și întâlnirea de luna aceasta, care a avut loc între Soare și Saturn învărsător, vă ajută să vă asumați cu mai multă responsabilitate acțiunile în care urmează să vă implicați. Din punct de vedere profesional, fenomenul de lună nouă din 20 februarie are loc chiar în casa a 10-a a voastră. Această lună nouă în Pești poate pune accent pe carieră, imagine publică, dar și pe reputație. Peștii sunt un semn imaginativ, iar această lună nouă vă poate încuraja să profitați de intuiție și creativitate atunci când vine vorba de viața voastră profesională. Această poziție poate aduce noi oportunități de creștere și avansare în cariera voastră, dar poate aduce și nevoia de a vă echilibra imaginea publică cu dorințele și nevoile interioare. De asemenea, vine și cu nevoia de a fi mai plin de compasiune și înțelegere în interacțiunile cu ceilalți, în special în cadrul profesional. În general, este o oportunitate de a explora noi căi de creștere și de succes și de a vă alinia cariera cu adevăratele pasiuni și scopuri pe care le aveți. Vă asumați ceva important de cursă lungă, iar aceste decizii pe care le veți lua în această săptămână vă vor aduce liniște interioară și mai multă încredere în forțele voastre. Unii nativi este posibil să înceapă noi studii, să învețe sau să susțină examene. Mercur, guvernatorul Gemenilor, tranzitează casa a noua încă din 11 februarie, ceea ce vă ajută să învățați lucruri noi în această perioadă și să dovândiți o viziune mai amplă cu efecte benefice în plan profesional și în planul studiilor sau dacă sunteți la facultate sau dacă sunteți la școală, veți fi mult mai bine văzuți. Tot ceea ce acumulați acum ca formă de studiu se va valorifica începând cu luna martie, când Saturn își va începe tranzitul în sectorul carierei pentru voi. Posibil să fiți puși în fața unei situații în care este necesar să alegeți un drum nou în ceea ce privește jobul, însă fiți convinși că va fi cea mai bună alegere. Din punct de vedere financiar, ar trebui să fiți mai liniștiți, deoarece din această zonă a ieșit Lilith și acum puteți avea o claritate mai mare asupra situației financiare. Însă, investițiile pe care le veți face acum vor da roade mai târziu, probabil începând cu luna aprilie. Din punct de vedere sentimental, sunteți privilegiați deoarece Venus va intra în berbec pe data de 20 februarie, iar acest aspect vă face mai dornici de cunoaștere. Nativii care sunt deja implicați în relații sentimentale au parte de armonie în viața de cuplu și pot face planuri de viitor. Totuși, pentru că Marte se află în continuare în zodia voastră, ar putea apărea și tendința de a fi mai impulsiv și mai agresiv verbal. Însă este un moment bun în care ar trebui să negociați cu partenerul de cuplu, cât și cu partenerii de afaceri și să lăsați deoparte această atitudine care uneori poate deveni destul de neplăcută pentru ceilalți. Încercați să nu exagerați și să dați dovadă de mai multă răbdare și înțelegere. Folosiți această energie într-un mod benefic, deoarece poate genera agitație mai mare în sufletul vostru. Prin urmare, aveți toate șansele să obțineți ceea ce vă propuneți, mai ales anumite țeluri pe care în trecut probabil nu ați avut energia necesară să le atingeți. Din punct de vedere al sănătății, tot Marte vă conferă energia necesară și vă oferă încrederea necesară pentru a depăși toate situațiile neplăcute. Pentru cei care s-au născut în zodia Rac, săptămâna 20-26 februarie le aduce mai multă relaxare și liniște. Fenomenul de lună nouă din Pești
din data de 20 februarie se produce la voi în casa a noua și poate indica o perioadă de noi începuturi și perspective proaspete în domeniile vieții legate de studii superioare, călătorii și spiritualitate. Acesta ar putea fi un moment bun pentru a începe un nou curs de studiu, pentru a planifica o călătorie în străinătate sau pentru a explora diferite practici spirituale. Este un moment pentru a vă extinde orizonturile, atât fizic cât și intelectual, și puteți îmbrățișa idei și experiențe noi. Cu toate acestea, este important să rețineți că luna nouă în casa a noua poate aduce provocări, cum ar fi incertitudinea și sentimentul de a fi pierdut sau fără direcție. Aceste activități vor fi susținute și de tranzitul soarelui, care va avea loc tot în casa a noua și care va începe tot pe data de 20 februarie. Și va fi considerat un moment important pentru creșterea personală, explorare și căutarea unui sens superior în viața voastră. În plus, această conjunctură pentru unii nativi poate fi asociată și cu publicarea unei cărți sau cu promovarea unui examen. Din punct de vedere profesional, Venus își va începe tranzitul prin casa a 10-a a carierei și a statutului socioprofesional începând cu 20 februarie. Tot în această zonă se află și Jupiter, ceea ce vă oferă o perioadă energică care vă poate aduce reușite în anumite domenii. Sunteți susținuți dacă vreți să obțineți o anumită funcție sau un anumit job. Conjunctura astrală acestei perioade arată că a sosit timpul să vă desprindeți de trecut, de ceea ce a fost și să pășiți către un nou început, către o nouă perspectivă de viață. Aveți încredere în persoanele pe care le aveți în preajmă pentru că vă vor ajuta în noul drum pe care doriți să-l urmați. Pentru alți nativi care nu doresc să facă schimbarea, este posibil să intre într-o anumită rutină în care nu se mai regăsesc și se simt plafonați. Este un moment în care vă puteți trezi că apare acea scânteie care vă va motiva să faceți o schimbare. Însă Saturn, care va ieși din vărsător și va începe tranzitul în luna martie, în zona studiilor, vă va da curajul necesar pentru schimbările de care aveți nevoie, dar doar cu asumare și multă responsabilitate. În ceea ce privește sectorul banilor, va trebui să găsiți noi metode de a vă echilibra financiar, dând dovadă de mai multă responsabilitate în gestionarea banilor, indiferent că este vorba de investiții, salariu sau bani în comun. Soarele, guvernatorul casei banilor munciți, își va începe tranzitul prin casa a noua, marcând debutul unei perioade în care aveți șansa să vă îmbunătățiți situația financiară. Totuși, din luna ianuarie, Lilith se află în sectorul financiar, care vă atenționează să nu riscați anumite cheltuieli sau investiții de care nu aveți nevoie. Nu vă lăsați ispitiți de anumite lucruri, de exemplu, vi se oferă un job nou, dar vă uitați doar din punct de vedere financiar, fără a lua în calcul și anumite responsabilități cu care vine jobul respectiv. Nu faceți schimbări de job sau investiții doar pentru că financiar vi se oferă mai mult. Luați în calcul toate aspectele. Din punct de vedere emoțional, unii nativi pot avea acel sentiment de liniște. Alții pot trece mai degrabă printr-un moment de maturizare, din care pot înțelege că este cazul să iasă din anumite relații, care nu le mai oferă bucurie și împlinire. Alții pot începe o relație care pe termen lung să le aducă multă transformare. Din punct de vedere al sănătății, stresul poate fi pentru voi un semnal de alarmă major, mai ales pentru nativii care au probleme de sănătate mai vechi. Se așterne o oarecare stare de tristețe, însă se recomandă să comunicați mai mult și să vă exprimați într-un mod mai pozitiv. Plimbările lungi în aer liber vă pot ajuta în diminuarea stresului pe care îl simțiți. Pentru cei care s-au născut în zodia Leu, săptămâna 20-26 februarie le va aduce o energie care le poate crea un anumit disconfort, mai ales în zona emoțională.
Fenomenul de lună nouă, care se va forma în data de 20 februarie în casa a 8-a, în semnul zodiacal al peștilor, vă poate aduce transformare, renaștere și emoții intense. Peștii, fiind un semn de apă, sunt cunoscuți pentru empatia și intuiția de care dau dovadă. Prin urmare, luna nouă care are loc în această poziție poate aduce schimbări semnificative în peisajul vostru emoțional și psihologic. Poate simțiți un impuls puternic de a renunța la trecut și de a îmbrățișa noile începuturi, în special în domeniile legate de putere personală, relații și resurse comune. Poate fi de asemenea și o perioadă de introspecție și de creștere spirituală. Și tranzitul Soarelui prin casa 8-a, începând cu 20 februarie, poate indica un moment de schimbare. În timpul acestui tranzit puteți deveni mai introspectivi și mai concentrați pe lumea voastră interioară. Și de asemenea vă puteți confrunta cu anumite provocări legate de puterea personală, fricile pe care le aveți adânc înrădăcinate sau chiar stări de anxietate. Poate fi de asemenea și un moment în care sunteți chemați să eliberați vechile modele și obiceiuri și mai ales tipare moștenite din trecut. În general, tranzitul Soarelui prin casa 8-a poate fi un moment transformator, dar și unul provocator, întrucât veți fi obligați să vă confruntați cu aceste temeri și nesiguranțe. Este important să abordați acest tranzit cu deschidere și cu dorința de a îmbrățișa schimbările care vin către voi, deoarece este posibil să ieșiți din această experiență cu un sentiment de putere mai mare, de forță interioară, dar și de stăpânire de sine. Din punct de vedere sentimental, tranzitul Soarelui prin casa 8-a poate ridica probleme de încredere, intimitate și control și poate chiar crea în viața de cuplu anumite stări de anxietate. Acesta poate fi un moment pentru a explora niveluri mai mari și mai profunde de angajament și pentru a rezolva orice provocări aveți în relație. De asemenea, în casa 7-a leului se află Saturn și se află și Mercur, ceea ce favorizează discuțiile mature și negocierile pragmatice și realiste. Nu fiți grăbiți în ceea ce emiteți, deoarece aveți tendința să fiți tranșant și să puneți anumite cuvinte de care să regretați mai târziu. Efectele opoziției dintre Mercur și Lilith se pot resimți și în această săptămână și vă pot aduce o doză mai mare de impulsivitate în parteneriate, asocieri și chiar în căsătorie. Unii nativi pot avea parte de iubiri imposibile sau iubiri paralele, care să vă aducă o mare transformare, să vă pună chiar în fața unor decizii tranșante. S-ar putea să nu stați prea mult pe gânduri și să faceți anumite acțiuni chiar impulsive. De exemplu, să renunțați la o relație sau chiar să divorțați pentru că acum simțiți că iubirea pe care ați întâlnit-o este ca o vrajă asupra dumneavoastră sau puteți simți iubirea ca pe o obsesie, să aveți un mare tumult interior. Atenție că există un risc mare de iluzie pe baza acestor trăiri. Încercați să fiți cât mai cumpătați. Pentru unii se dă o mare luptă între mental și emoțional. Raționalul care dorește să vă echilibreze și emoționalul care trăiește într-o iluzie. Aveți grijă și la Saturn, pentru că acum pe ultima sută de metri vă atenționează să nu destabilizați totul dintr-o pasiune de moment. Poate fi vorba de un test asupra rezistenței relației și ceea ce ați construit în ultimii 2 ani cu Saturn acolo. Deci gândiți foarte bine ceea ce alegeți. Conjunctura astrală a acestei perioade aș putea spune că ar fi benefică nativilor singuri, pentru că lor le plac provocările și nu îi sperie o relație care dă semne că se poate transforma într-un joc de manipulare sau chiar într-un joc de putere. Pe de altă parte, unii lei au șansa să înceapă relații transformatoare care ajută să conștientizeze anumite tipare emoționale mai vechi.
Din punct de vedere profesional, acest sector a fost foarte activ în această lună. Încă din 11 februarie, Mercur, guvernatorul Casei Banilor Munciți, și-a început și el tranzitul prin Casa 8-a, o casă a parteneriatelor, a asocierilor, marcând debutul unei perioade în care puteți obține mai ușor parteneriate cu ajutorul celorlalți sau vor fi mult mai benefice dacă munciți în echipă. Fiți cât mai cooperanți și diplomați cu colegii de muncă. Dacă nu ați avut curajul până acum să vă schimbați un loc de muncă, încă mai aveți posibilitatea să faceți acest pas. Unii nativi se pot simți foarte stresați la locul de muncă actual. Poate acele obiective pe care vă canalizați de mai mult timp ar fi bine să le puneți în practică. Din punct de vedere financiar, nu riscați să semnați anumite contracte care par avantajoase. Cercetați foarte bine promisiunile care vi se fac acum. Pentru alți nativi este posibil să fie o perioadă în care nu sunteți apreciați din punct de vedere financiar în raport cu munca pe care o depuneți. Momentan nu sunteți într-o perioadă prosperă, însă vă descurcați destul de bine. Din punct de vedere al sănătății, aveți grijă mai ales în zona plămânilor și a afecțiunilor respiratorii. Petreceți cât mai mult în timp în natură și în aer liber. Pentru cei care s-au născut în zodia Fecioară, săptămâna 20-26 februarie le va aduce anumite aspecte care se desfășoară mai mult în spatele cortinei. Aș putea spune că vă pot produce o ușoară stare de disconfort pentru că voi sunteți obișnuiți cu analize minuțioase asupra tuturor situațiilor de viață. Fenomenul de lună nouă din data de 20 februarie se produce în casa a șaptea și este un eveniment astrologic important care indică noi începuturi în relații și parteneriate. Casa a șaptea reprezintă relațiile noastre unul la unul, iar o lună nouă în acest sector înseamnă un moment de a începe din nou și a construi noi conexiuni cu ceilalți. Această lună nouă poate indica de asemenea o schimbare în dinamica parteneriatelor existente, precum și o îmbunătățire și consolidare a relațiilor. Este un moment pentru autoreflecție și exprimarea propriilor nevoi și dorințe în relații, precum și a modului în care putem lucra pentru a crea conexiuni sănătoase și împlinite cu ceilalți. Este important să abordați acest tranzit cu o minte deschisă și cu dorința de a învăța și de a crește în relațiile voastre, mai degrabă decât să încercați pur și simplu să-i controlați sau să-i dominați pe ceilalți. Având o abordare cooperantă și colaborativă cu partenerii, puteți face progrese pozitive și puteți obține informații valoroase asupra propriilor modele și tendințe de relație. Dacă în prima parte a lunii februarie pentru unii nativi au fost tensiuni în relații, acum probabil că a venit timpul să luați decizii și să priviți lucrurile într-un mod mult mai clar. Dacă relațiile s-au distanțat și nu mai sunt pe un drum benefic, este bine ca fiecare partener să meargă pe drumul său. Din contră, alți nativi pot trece în relație la un alt nivel de responsabilitate printr-o căsătorie sau chiar printr-o logodnă. Pentru unii nativi care sunt singuri, există posibilitatea să începeți relații și să trăiți un sentiment de împlinire. Așa cum am menționat anterior, veți fi ajutat atât de fenomenul de lună nouă din casa parteneriatelor, cât și de tranzitul soarelui din acest sector. În plan profesional, Mercur, guvernatorul Fecioarei și al casei carierei, și-a început tranzitul prin casa muncii încă din 11 februarie. Tot în casa muncii Fecioarei, Soarele și Saturn au făcut o conjuncție. Prin urmare, această perioadă vă sporește prestigiul sau vă ajută să avansați din punct de vedere al statutului, dar numai prin muncă susținută, efort și meticulozitate. Oricum, voi sunteți obișnuiți cu aceste caracteristici de muncă și analiză, așa că va fi foarte ușor din acest punct de vedere. Nativii care își caută un loc de muncă ar putea să găsească un job pe placul lor, dar cu multe responsabilități.
Însă, în această ecuație este și un punct forte, deoarece dacă întâmpinați dificultăți, puteți conta pe ajutorul partenerilor de afaceri sau colegilor de muncă. Este un moment bun în care vă puteți de asemenea înfrunta blocajele care în ultima perioadă v-au ținut pe loc. Conjunctura astrală a acestei săptămâni vă îndeamnă și vă ajută să vă ocupați și de problemele voastre de sănătate, chiar și de neplăcerile, cât de minore ar fi, care revin periodic în viața voastră. Din punct de vedere financiar, pentru unii nativi este de aștepta să apară oportunități de câștig și să aveți șansa de a îmbunătăți situația socioprofesională și materială. Alți nativi este posibil să se confrunte cu situații în care să se simtă nedreptățiți, însă aveți posibilitatea să vă cereți drepturile cu mult tact. Din punct de vedere al sănătății, pentru unii nativi, o problemă mai veche de sănătate poate reveni acum în prim plan și vă poate încetini ritmul de viață. Pentru a depăși mai ușor o astfel de neplăcere, se recomandă să încercați și tratamente naturiste și cât mai multe metode de relaxare. Pentru cei care s-au născut în zodia Balanță, săptămâna 20-26 februarie, poate să vă aducă o stare de apatie sau o stare de retragere. Poate simțiți nevoia să vă reîncărcați emoțional și sufletește în această perioadă. Din punct de vedere afectiv, din data de 11 februarie, Mercur s-a alăturat planetei Saturn în casa a cincea, o casă a iubirii, a romantismului, a creației, dar și a aventurilor sentimentale. Iar acest aspect pentru unii nativi s-ar putea chiar să reînvie atracția față de partener. Saturn va mai rămâne în casa a cincea până în luna martie. Probabil că în ultimii 2 ani ați avut multe probe de răbdare și de rezistență în acest sector. Dacă v-a adus oameni în viața voastră, ar fi trebuit să rămână. Iar cei care nu au rămas înseamnă că nu vă erau predestinați. Acum, pe ultima sută de metri, Saturn încă vă mai aduce probe de rezistență și de încercare în relații, însă ar trebui să-și lase și o amprentă bună de stabilitate și de așezarea lucrurilor asupra relațiilor pe care le construiți. Pentru nativi în viață cărora încă nu există o relație și care au trecut prin multe încercări sentimentale în ultimii ani, poate chiar acum, la final de tranzit, puteți construi ceva. Vă cereți drepturile sau vă cereți drepturile în funcție de nevoile pe care le aveți. În data de 20 februarie, Venus, guvernatoarea Balanței, se alătură planetei Jupiter în casa a șaptea, o casă a relațiilor, a parteneriatelor, dar și a căsătoriei, marcând debutul unei perioade în care deveniți mai receptiv la dorințele partenerului. Tot acest tranzit al lui Venus prin casa a șaptea poate fi o perioadă care o să vă aducă mai multă dinamică în relații, în care să aveți o dorință puternică de independență și autoexprimare, dar și o nevoie mai mare de parteneriate și conexiune. Prin urmare, această conjunctură poate aduce și noi relații pentru unii nativi, dar și o revitalizare a celor existente. S-ar putea să vă simțiți mai încrezători și mai asertivi în interacțiunile voastre cu ceilalți, să fiți mai mult atrași de parteneriate corecte. Cu toate acestea, poate exista și o tendință de a acționa impulsiv sau egoist în relații, ceea ce poate provoca conflicte și tensiuni. Este important să găsiți un echilibru între propriile nevoi și nevoile partenerului vostru pe timpul acestui tranzit. A fi deschiși și direcți în comunicarea voastră vă poate ajuta să faceți față oricăror provocări care pot apărea, iar lucruri împreună pentru a găsi o soluție reciprocă vă poate consolida relația. În plan profesional, începând cu 20 februarie, Venus își va începe tranzitul prin casa a șaptea Balanței, o casă care are o semnificație în ceea ce privește și parteneriatele și asocierile profesionale, unde se află deja Jupiter. Prin urmare, este timpul să acordați mai multă atenție colaborărilor și asocierilor profesionale și chiar să inițiați negocieri și întâlniri și mai ales schimburi de idei.
De asemenea, profitați de această perioadă pentru a relua un proiect mai vechi, de care în ultima perioadă nu ați avut timp, astfel încât începând cu 20 februarie, odată cu fenomenul de lună nouă, să-l puteți lansa. Fenomenul de lună nouă din 20 februarie se va forma în casa 6-a peștilor. Casa 6-a este asociată cu munca, sănătatea și rutina zilnică, în timp ce peștii sunt un semn sensibil, intuitiv și imaginativ. Această combinație poate aduce noi oportunități de creștere și transformare în aceste domenii ale vieții, dar poate să aducă și o sensibilitate sporită la stres și provocări în zona locului de muncă sau a rutinei de fiecare zi. În acest timp poate fi util să vă concentrați asupra îngrijirii de sine și să vă acordați prioritate bunăstării. Este de asemenea un moment bun pentru a reflecta asupra echilibrului dintre muncă și viața personală și pentru a face orice ajustări necesare pentru a crea mai multă armonie în viața voastră. În plus, această plasare poate aduce o abordare mai imaginativă și mai creativă în zona muncii. Așa că poate fi un moment bun pentru a vă folosi intuiția și a vă lăsa ghidați de această intuiție în viața profesională. Este important să rețineți că o lună nouă marchează începutul unui nou ciclu și un moment de creștere și transformare potențială. Această plasare poate să aducă noi oportunități în zona profesională, dar este și un moment pentru a renunța la vechiurile voastre obiceiuri și la rutina care nu vă mai este de folos. Este o perioadă de adaptare și de cunoaștere care ar trebui să vă aducă mult succes. Aceasta este singura lună nouă care se formează în acest sector în anul 2023, astfel încât pentru unii care nu mai sunt mulțumiți de locul actual de muncă, această conjunctură poate veni cu un job nou, iar pentru alții pot apărea perspective foarte bune și clare. Din punct de vedere financiar, este o perioadă în care ar fi bine să vă temperați tendința de a cheltui impulsiv. Dacă aveți proiecte în desfășurare, ar fi bine să investiți mai mult în acest sector decât să faceți cheltuieli necugetate. Din punct de vedere al sănătății, astrele arată că a sosit vremea să acordați mai multă atenție obiceiurilor de fiecare zi și să încercați să vă creați o anumită rutină care să vă ajute să vă relaxați mai mult. Luna nouă vă susține să începeți o dietă nouă sau un tratament sau chiar un stil de viață mai sănătos. Pentru cei care s-au născut în zodia Scorpion, săptămâna 20-26 februarie le va aduce în prim plan o dorință în plan profesional care nu s-a îndeplinit până acum, iar această energie vă susține în acest drum la care visați de mai demult. În plan profesional, încă de la finalul lunii decembrie se află Jupiter, însă în data de 20 februarie îi se alătură și Venus și împreună vor forma o conjuncție spre finalul acestei luni. În data de 20 februarie și până în 17 martie veți avea aceste două planete benefice în zona muncii. Dacă sunteți în căutarea unui job sau dacă sunteți în situația în care trebuie să alegeți între două joburi și nu știți ce să faceți, aveți acum oportunitatea să luați deciziile cele mai bune. Bazați-vă pe noroc, intuiție, pentru că indiferent ce alegeți, va fi cea mai bună alegere pe care o veți face. Jupiter este planeta curajului, care vă îndeamnă și vă susține să faceți aceste schimbări. Bazați-vă pe intuiție și pe noroc, indiferent ce alegeri aveți de făcut. Pentru unii nativi există o mare doză de risc în această perioadă, în care puteți acționa impulsiv sau chiar să vă dați demisia, să ieșiți dintr-un parteneriat sau dintr-un proiect, poate pentru a vă elibera dintr-un job care vă supra-solicita sau
Poate e cazul să ieșiți dintr-un mediu în care nu sunteți apreciat la adevărata valoare. Acest tranzit al lui Venus în Berbec va aduce această abordare dinamică și activă, deoarece Berbecul este un semn energic și foarte, foarte creativ. S-ar putea să vă treziți căutând modalități noi și inovatoare de a îmbunătăți sănătatea sau căutând oportunități de a vă asuma mai multă responsabilitate în rutina zilnică sau în sarcinile de lucru. În plus, acest tranzit poate aduce un accent pe relațiile cu colegii și interacțiunile zilnice cu ceilalți. S-ar putea să descoperiți că abilitățile sociale pe care le aveți sunt sporite și sunteți mai capabili să vă conectați cu ceilalți într-o manieră pozitivă și productivă. În concluzie, conjunctura astrală acestei săptămâni vă este favorabilă dacă doriți să puneți piatra de temelie a unui proiect profesional pe care să-l dezvoltați în timp. Sau dacă aveți deja vechime în plan profesional, într-un anumit domeniu, analizați dacă bazele pe care ați construit până acum sunt suficient de solide, astfel încât să puteți continua. Acolo unde constatați anumite slăbiciuni, este bine să luați decizia cea mai bună pentru voi. Din punct de vedere financiar, este posibil să treceți prin perioade mai dificile, în care nu sunteți mulțumiți pentru ceea ce aveți acum. Însă, aveți răbdare pentru că mai durează până vă stabilizați financiar. După ce faceți aceste schimbări în zona profesională, este posibil să urmeze o perioadă mult mai benefică pentru voi. Din punct de vedere afectiv, fenomenul de lună nouă din 20 februarie din Zodia Pești poate indica o perioadă de noi începuturi și o sensibilitate emoțională crescută. S-ar putea să fiți mai deschiși către dragoste și veți fi mai în contact cu emoțiile și dorințele voastre. Cu toate acestea, este important să fiți atenți la influența zodiei Pești în acest timp, deoarece poate aduce o tendință de a vă lăsa mai ușor influențați de emoțiile și dorințele voastre, ceea ce ar putea duce și la decizii impulsive. Este important să rețineți că o lună nouă marchează începutul unui nou ciclu, iar această plasare poate aduce noi oportunități de creștere și transformare în aceste domenii ale vieții. Pentru unii nativi, poate exista și o perioadă de sacrificiu. Trebuie să învățați lecția tăcerii sau a iertării, deoarece peștii vin cu acest spirit de sacrificiu la voi în zona iubirii. Dacă nu vreți să pierdeți pe cineva, fiți atenți la cum vă exprimați față de acea persoană. Știți cum se spune, că tonul face muzica. E o perioadă în care trebuie să reparați prin cuvinte problemele care trenează de mai mult timp în viața voastră. O lună nouă în casa a cincea în Zodia Pești poate indica și un moment al noilor începuturi în domenii creative, dar și în zona romantică. Casa a cincea este asociată cu jocul, autoexprimarea și relațiile amoroase, în timp ce peștii sunt un semn care prețuiește emoțiile, creativitatea și intuiția. În acest timp s-ar putea să vă simțiți mai intuitiv și s-ar putea să aveți o apreciere, mai ales în zona de creativitate. Acesta poate fi un moment bun pentru a explora noi hobby-uri sau pentru activități artistice sau pentru a vă prezenta și vă exprima mult mai bine în zona relațională, exact cum spuneam mai devreme. Dacă sunteți singuri, această energie a lunii noi în pești poate veni și cu o iubire mângâietoare sau chiar vindecătoare. De asemenea, nativii care doresc să se împace cu cineva sunt acum susținuți de aceste energii. Dacă reușiți să intrați în relații armonioase cu ceilalți și dacă vă simțiți împăcați în dragoste, veți beneficia de un tonus mult mai bun atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere psihic. Este foarte posibil ca unii scorpioni să simtă puterea vindecătoare a iubirii dacă își deschid sufletul în fața unei persoane
care le poate reda bucuria de a trăi sau care îi ajută să depășească o perioadă mai dificilă din punct de vedere al sănătății. În acest sector al sănătății se recomandă mai multă odihnă și introspecție pentru a nu intra în anumite dezechilibre majore. Pentru cei care s-au născut în zodia Săgetător, săptămâna 20-26 februarie le va aduce în prim plan familia și viața personală. Fenomenul de lună nouă din data de 20 februarie se va produce în casa a patra în semnul peștilor și poate avea un impact semnificativ asupra vieții de acasă și a bunăstării emoționale. Casa a patra reprezintă rădăcinile noastre, familia și copilăria, iar luna nouă semnifică un nou început în acest sector. Atunci când acest eveniment are loc în zodia Pești, poate aduce o sensibilitate crescută și o intensitate emoțională mai mare în viața de familie. Acest lucru vă conectează cu cei dragi și vă obligă să vă reevaluați relația cu membrii familiei. Este de asemenea un moment bun pentru a vă reevalua relația cu trecutul și pentru a renunța la orice experiență sau emoție negativă care vă ține într-un oarecare blocaj de mai mult timp. În plus, Peștii, fiind un semn de apă, și luna nouă, formându-se în această poziție, pune accent pe nevoile emoționale și spirituale. Puteți simți nevoia să vă conectați cu sinele interior, să găsiți alinare și pace prin meditație sau să căutați foarte multe îndrumări spirituale. Aveți de lucru cu voi în zona emoțională și mentală. Toate aceste sectoare din viața voastră cer claritate și vindecare. Dacă există anumite tensiuni în viața de familie, cu părinții în special, în această săptămână le veți putea clarifica. Din punct de vedere afectiv, casa a cincea voastră este acoperită de berbec, unde încă din luna decembrie se află Jupiter, iar în data de 20 februarie îi se va alătura și Venus până în data de 17 martie. În acest interval, Venus va forma o conjuncție cu Jupiter, care vă poate aduce multă energie și pasiune în chestiuni legate de dragoste, romantism, creativitate și autoexprimare. De asemenea, în timpul acestui tranzit se poate pune accent și pe zona copiilor. Unii nativi pot simți dorința de a se conecta cu copilul lor interior sau de a petrece mai mult timp cu copii în viața lor. Dacă sunteți într-o relație în această perioadă, aveți șansa să remediați anumite probleme din trecut. Tensiunile pe care le-ați creat la nivel de cuplu din cauza faptului că v-ați susținut opiniile cu multă încăpățânare și nu ați ascultat și părerea partenerului, tind acum să se mai domolească. Este un moment benefic în care ați reușit să stați de vorbă cu partenerul și poate să căutați împreună soluții pentru problemele și nemulțumirile care au apărut în trecut. În data de 11 februarie, Mercur, guvernatorul casei a șaptea, a intrat în casa a treia Săgetătorului, unde se află și Saturn. Casa a șaptea este o casă a relațiilor, a parteneriatelor și a căsătoriei. Iar contextul astral vă susține să discutați cât mai calm și mai obiectiv tot ce vă doriți de la partener. Evitați reproșurile și comunicarea evazivă, care nu fac decât să tulbure stabilitatea emoțională a cuplului. Este mai mult un moment în care trebuie să dați dovadă de răbdare și să fiți atenți la modul cum vă exprimați fără a provoca suferință partenerului. Aveți șansa să vă revitalizați relația prin acțiuni creative. Pentru nativii celibatari, acest tranzit vine cu mai multă încredere în a-și găsi jumătatea. Este o perioadă de noroc și de multe oportunități. Aveți șansa unui nou început de a relaționa cu persoane mature care vă vor stimula mental și cu care veți avea discuții creative. În plan secund este sectorul profesional, unde în data de 11 februarie Mercur, guvernatorul casei cariere și a relațiilor, și-a început tranzitul prin casa a treia.
Casa a treia este o casă a studiilor, a comunicării, a gândirii și a schimburilor de idei, marcând astfel debutul unei perioade în care comunicați cu mai multă eficiență și claritate. Prin urmare, profitați de acest context favorabil pentru a negocia și pentru a vă face cunoscute opiniile pe care le aveți. Este vremea să luați legătura cu colaboratorii și să faceți planuri de asociere pe termen lung. Este posibil să aveți parte de situații tensionate din cauza tendinței de a vă impune punctul de vedere, dar creativitatea și competența de care dați dovadă vor fi apreciate la adevărata valoare în această săptămână. În ceea ce privește sectorul financiar, sunt favorizate deciziile inteligente pentru nativii care au învățat din greșelile trecutului și știu acum cum să gestioneze banii. Pentru cei care nu știu să aprecieze energia banilor, va începe un ciclu de maturizare financiară prin intermediul unor experiențe care vă vor ajuta să înțelegeți ce anume vă împiedică să atingeți un anumit nivel financiar. Pot fi anumite blocaje, poate nu sunteți recunoscători pentru ceea ce aveți, nemulțumire permanentă. Pentru unii nativi care au muncit din greu în trecut, poate fi o săptămână în care vă treziți la realitate și prindeți curaj în a vă cere drepturile. În sectorul sănătății nu se întrevăd probleme de sănătate majore, însă cei care se știu cu afecțiuni este bine să aibă și a doua opinie din partea medicilor. Una din căile cele mai potrivite de revitalizare este să faceți activități cât mai plăcute, de exemplu un hobby care vă energizează și vă înfrumusețează viața. Pentru cei care s-au născut în zodia Capricorn, săptămâna 20-26 februarie va aduce mai multă claritate în a lua decizii sau poate chiar o concluzie într-un anumit domeniu. Fenomenul de lună nouă din data de 20 februarie se produce în casa a treia nativilor și poate avea un impact semnificativ asupra comunicării, a relațiilor cu frații și vecinii și asupra capacității de a învăța și de a culege informații. Când acest eveniment are loc în zodia Pești, poate să aducă sensibilitate mai mare în comunicarea și relaționarea cu aceștia. Conjunctura vă face să fiți mai deschiși și mult mai onești. Este de asemenea un moment pentru a vă reevalua convingerile și gândurile, dar mai ales pentru a renunța la orice tipare negative de gândire. În plan afectiv, pentru unii nativi, prima parte a lunii a fost marcată de discuții în contradictoriu în legătură cu obligațiile și responsabilitățile pe care le aveți în viața de cuplu. Însă, începând cu această săptămână, situațiile neplăcute se mai temperează, astfel încât ajunge să redescoperiți bucuria de a fi împreună. Ar fi bine să împărțiți aceste sarcini zilnice, astfel încât niciunul dintre voi să nu se simtă împovărat. Este important totuși să țineți cont de faptul că toate aceste detalii sunt esențiale pentru sănătatea cuplului. Așa că ar fi bine să dați dovadă de înțelepciune și să vă implicați în activități în egală măsură cu partenerul. Săptămâna aceasta unii nativi pot avea discuții care să ajute în vindecarea unor răni sufletești sau să scape de o suferință mai veche care îi macină de mai mult timp. Cheia armoniei în cuplu la acest moment este comunicarea într-o manieră cât mai armonioasă și înțelegătoare. Fiți receptiv față de partenerul de viață că aveți posibilitatea de a vă reconstrui relația într-un mod mult mai matur. Aveți șanse să vă armonizați și să trăiți momente intense. Pentru nativii care în ultimele luni au suferit, această perioadă vine cu un sentiment de ușurare și să simțiți că tot ceea ce a fost greu a trecut. Chiar să simțiți vindecare în viața voastră. Pentru alții poate fi un moment de refresh și speranță în viața sentimentală, urmând să apară ceva nou în următoarea perioadă. Cert este că atât pentru cei care se află într-o relație, cât și pentru cei singuri, urmează o perioadă benefică. În plan profesional,
Este posibil încă să resimțiți efectele careului dintre Venus și Marte, care v-a adus o perioadă marcată de discuții în contradictoriu sau de vești care v-au nemulțumit sau v-au neliniștit. Poate sunt niște schimbări în modul vostru de lucru, niște situații care vă cer responsabilitate mai mare și efort suplimentar. Însă discuțiile cu superiorii din ultima perioadă v-au ajutat să vă organizați mai bine și să comunicați cu mai mult tact. Totuși, cu Marte în semn direct în zona muncii, ar trebui să aveți capacitatea să vă continuați proiectele și tot ce ați început în sfera profesională, deoarece aveți resursele necesare să finalizați aceste lucruri în următoarea perioadă. Pentru alții este un moment de schimbare. Dacă sunteți într-un loc unde nu vă mai simțiți confortabil, Marte vă îndeamnă să acționați, să luați o decizie și să căutați un loc care să vă aducă împlinire sufletească în ceea ce privește jobul. Trebuie să știți că Marte vă cere curaj și implicare pentru a vă pune în valoare talentele native. Și în sectorul financiar este posibil ca proiectele pe care le aveți în desfășurare să vă aducă stabilitate financiară pe termen lung, după multă vreme în care situația financiară în viața voastră a fost incertă. Cu toate acestea, fiți atenți la oportunitățile și promisiunile care vi se fac și ce contracte semnați. Pe de altă parte, deciziile profesionale pe care le luați în această perioadă vă dau și o mare șansă de evoluție pe termen lung. Este bine să acceptați aceste oportunități de creștere, însă cu răbdare și atenție la toate clauzele contractuale. În sectorul sănătății, problemele cu care vă confruntați în plan profesional este posibil să-și pună amprenta și în acest sector și să vă provoace anumite afecțiuni. Se recomandă plimbările în aer liber și orice activitate plăcută care vă scapă de stres și încordare. De asemenea, aveți nevoie de multă odihnă pentru a privi lucrurile cu mai mare claritate. Pentru cei care s-au născut în zodia Vărsător, săptămâna 20-26 februarie le va aduce eliberări, dar și noi începuturi. Fenomenul de lună nouă din 20 februarie se va produce în casa a doua și poate indica un moment al noilor începuturi legate de valorile personale, finanțe și posesiuni materiale. Peștii sunt un semn visător, imaginativ și plin de compasiune, iar această lună nouă care se va forma în zodia Pești vă poate inspira să vă reevaluați prioritățile și să vedeți aspectele care au cu adevărat valoare în viața voastră. S-ar putea să trebuiască să renunțați la vechile credințe și obiceiuri care nu vă mai sunt benefice de ceva vreme. Conjunctura poate aduce pentru unii nativi și oportunități de creștere a veniturilor. Aveți acum șansa să semnați anumite contracte de colaborare care vă sunt foarte profitabile. Cu toate acestea, este important să fiți mai atenți și la obiceiurile pe care le aveți vis-a-vis de partea financiară, deoarece este posibil să exagerați cu anumite cheltuieli. Pentru alți nativi pot apărea cheltuieli neprevăzute, iar pentru alții este o perioadă în care se gândesc serios la siguranța materială pe termen lung. Pentru rezolvarea acestor mici probleme care vă neliniștesc, ascultați-vă intuiția și concentrați-vă pe alinierea valorilor personale și morale cu cele financiare. Planul profesional nu este foarte activ, însă este bine să evitați orice exces și exagerare, mai ales din punct de vedere financiar. Căutați în această perioadă mai mult valoarea oamenilor cu care vă asociați. Mențineți relațiile echilibrate cu oameni competenți de la care chiar aveți ce să învățați. Tot ce acumulați acum va da roade începând cu luna viitoare, când Saturn se va muta în zona financiară. Multe proiecte care au fost ținute pe loc în ultimii ani vor înainta acum și vor începe să prindă contur. Simțiți nevoia să arătați tuturor la ceea ce ați muncit voi în ultima vreme sau chiar să susțineți un examen pentru care v-ați pregătit de foarte mult timp. Pentru nativii care sunt în căutarea unui nou loc de muncă, aveți șanse să găsiți locul potrivit cu ajutorul celor apropiați.
În plan afectiv, Marte încă se află în casa a cincea, mers direct. O casă a creativității, a romantismului și a copiilor, ceea ce înseamnă că este o perioadă de refacere și reconsolidare a relațiilor. Veți fi susținuți în această săptămână și de trigonul Mercur-Marte, care vă va ajuta să vă găsiți cuvintele potrivite și să ajungeți la un numitor comun, însă trebuie să dați dovadă de multă maturitate și consecvență. Pentru unii pot fi discuții de conturare a unei relații. Poate simțiți acum că puteți beneficia de sprijinul partenerului de cuplu și puteți deveni mai receptivi la dorințele acestuia. Pentru unii nativi poate fi și o confuzie în această zonă. Nu știți dacă cu o anumită persoană sunteți prieteni sau dacă într-adevăr relația pe care o aveți se îndreaptă către ceva mai mult. Gesturile și discuțiile voastre pot fi interpretate eronat. Pentru nativii care sunt singuri, Mercur, guvernatorul casei a cincea, și-a început tranzitul încă din 11 februarie prin Vărsător și vă va ajuta să vă întâlniți potențial parteneri care să vă stimuleze fizic și intelectual. Pentru unii nativi poate fi o separare în zona cuplului sau o detașare, pentru că Lilith din zona căsniciei vă poate aduce orgoliu foarte mare în relația cu persoana iubită. Discuțiile în contradictoriu prin care vreți să demonstrați că aveți întotdeauna dreptate pot fi rezolvate doar prin comunicare, calm și înțelegere. Din punct de vedere al sănătății, aveți nevoie de odihnă îndelungată și mai ales de relaxare. Și nu în ultimul rând, fiți atenți la sistemul imunitar, care poate fi destul de slăbit în această săptămână. Pentru cei care s-au născut în zodia Pești, săptămâna 20-26 februarie îi aduce în centrul atenției. La mulți ani tuturor nativilor Pești, pentru că urmează sezonul vostru. Fenomenul de lună nouă, din data de 20 februarie, se va produce pe casa întâia voastră și poate avea un impact semnificativ asupra identității personale, a aspectului fizic și a autoexprimării. Această poziție poate indica o perioadă de începuturi, o reinventare a sinelui și o oportunitate de a stabili noi obiective și intenții pentru viitor. Casa întâi este cunoscută și sub numele de ascendent și reprezintă modul în care cineva se prezintă în fața celorlalți. O lună nouă în Pești în acest sector poate sugera că intrați într-o nouă fază de autodescoperire, în care încercați să vă clarificați identitatea personală, valorile și credințele. Acest context vă pregătește și pentru intrarea lui Saturn la voi în zodie, care se va produce undeva în luna martie. Saturn este o planetă care vă va pune la încercare, dar este și o planetă a maturizării și a așezării lucrurilor în viața voastră. De asemenea, și Soarele își va începe tranzitul tot în acest sector, începând cu data de 20 februarie, punând accent pe vitalitatea pe care o aveți. Prin urmare, s-ar putea să vă simțiți mai încrezători, mai asertivi și mai ambițioși. Veți fi concentrați mai ales pe obiectivele și aspirațiile personale. De asemenea, puteți fi interesați de activități creative. De exemplu, puteți merge la un curs de pictură sau la un curs de canto, ceva care să vă relaxeze și să vă aducă bucurie sufletului. În această săptămână, posibil să descoperiți că aveți o capacitate mai mare de empatie și înțelegere, ceea ce vă poate ajuta să vă conectați cu ceilalți la un nivel mult mai profund. Din punct de vedere afectiv, pentru că Venus guvernează casa 8-a a Peștilor, o casă a transformării, a intimității, dar și a profunzimii emoționale, s-ar putea să fiți în căutarea unei relații mult mai profunde, care să vă ofere o legătură sufletească sinceră. Nu este ușor să găsiți pe cineva care să corespundă dorințelor voastre din cauza faptului că aveți tendința să fiți foarte retrași.
Unii nativi pot experimenta relații de scurtă durată care le pot provoca suferințe. Dacă sunteți într-o relație și încă mai aveți sentimente față de partener, este bine să puneți pe primul loc viața de cuplu și să vă străduiți să aduceți ceva nou. Nativii care se află în relații care nu mai funcționează, nu este exclus ca aceste relații să se destrame. Dacă nu mai există sentimente reale de afecțiune și de sinceritate, faceți un bilanț să vedeți dacă este o perioadă de detașare sau dacă într-adevăr relația nu mai are nicio șansă și fiecare ar trebui să meargă pe drumul său. Contează mult cine vă însoțește în această perioadă. Alegeți calea comunicării constructive și evitați manipulările în relația de cuplu. Rezervați-vă mai mult timp pentru introspecție în aceste situații, pentru a vă putea pune în ordine gândurile și sentimentele. În plan profesional, planetele care vă vor tranzita zona muncii de fiecare zi, pentru aproximativ 9 luni, urmează să vă treacă prin tot felul de stări prin care trebuie să vă descoperiți talentele, să vă luptați cu fricile voastre și cu stările de angoasă. Va fi pe o perioadă în care o să vă întrebați dacă sunteți la jobul potrivit, dacă faceți ceea ce vă place cu adevărat. Este posibil ca unii nativi să simtă o stare de disconfort sau poate o stare în care nu vă mai găsiți locul în plan profesional. Un astfel de moment vă poate pune pe gânduri legate de schimbare sau vă pregătește terenul pentru Saturn care va intra la voi în zodie și care va așeza lucrurile altfel în viața voastră. Totuși, energia astrală a acestei săptămâni îi va susține pe nativii care au inițiativă și care sunt dispuși să-și asume anumite decizii importante în plan socioprofesional. Este bine să vă perfecționați într-un anumit domeniu, în special unde știți că aveți un anumit har și încă nu l-ați pus în practică până acum. În plan financiar, săptămâna se anunță benefică, deoarece începând cu data de 20 februarie, Venus își va începe tranzitul în acest sector alături de Jupiter. Aveți oportunități deosebite de câștig, poate chiar deciziile pe care le luați acum în plan profesional vor atrage venituri mai consistente. În sectorul sănătății, energia pe care o aveți vă va ajuta să depășiți anumite afecțiuni și în special anumite stări sufletești care vă pot aduce tristețe. Acestea au fost previziunile pentru săptămâna 20-26 februarie. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de această dată și informațiile oferite să vă ajute în drumul vostru prin viață. Și nu uitați de motoul pe care Regina Isabela l-a adresat lui Cristofor Columb. Plutește drept înainte și dacă pământul pe care îl cauți nu există încă, fii sigur că Dumnezeu îl va crea într-adins pentru a-ți răsplăti îndrăzneala.